Hristos a înviat, dragi telespectatori, la mulți ani și tot ce vă doriți de la acest mare praznic al creștinilor. Și suntem astăzi la VTV, la emisiunea Recurs la Istorie, împreună cu domnul profesor Ovidiu Săraru. Vă salut și vă urez, ca de obicei, cum se spune la sărbătorile pascale, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Domnule Ovidiu Săraru, dacă duminica trecută am vorbit despre intrarea Domnului în Ierusalim și, practic, începerea patimilor, acestei săptămâni a patimilor, iată că acum suntem chiar în ziua de Paște și telespectatorii poate vor, stând la masă, desigur, cu familia, să afle mai multe date din istoria Ierusalimului, a acestei cetăți sfinte, acestui oraș, s-a mai spus, un centru al lumii, de fapt, un oraș sfânt, dar în același timp un oraș al celor trei mari religii. Și o să vă las pe dumneavoastră să dezvoltați. Încercăm să vedem încă din cele mai vechi timpuri cine a populat această așezare, cum a devenit acest oraș tot mai prosper, dar și cum a fost el de-a lungul timpului distrus, atacat de diversele puteri care veniseră în acest oraș, cunoscut ca fiind un oraș important. De altfel, orașul unde a fost crucificat Iisus Hristos, Domnul nostru Iisus Hristos, și unde vin în pelerinaj milioane de oameni în fiecare an. Într-adevăr, orașul Ierusalim a exercitat o fascinație deosebită asupra evreilor, dar și creștinilor și arabilor. De aceea a devenit în timp centru al celor trei mari religii. Încă din vremea regelui David, care a cucerit Ierusalimul de la tribul Iebuseilor și a ridicat acolo cetate și a mutat acolo capitala, a constituit centru vieții religioase a evreilor. Mai mult decât atât, după îndelungata și glorioasa domnie a regelui David, care nu s-a putut ocupa atât de mult de arhitectură, de a construi, deoarece a fost ocupat cu multele bătălii pe care a trebuit să le poarte cu triburile și popoarele păgâne care înconjurau Țara Sfântă. În schimb, fiul și urmașul său, regele Solomon, a fost cel care, odată pacea constituită în zonă, s-a putut concentra asupra construirii unui edificiu impunător, care a devenit apoi, timp de secole, centru religios al evreilor. Capitala Ierusalimului de astăzi, de fapt, în mileniul al IV-lea înainte de Hristos, era stăpânită și locuită de o populație semitică, nu? Apoi să ne explicați de unde vine această denumire de Ierusalim. Prima mențiune despre cetate apare în Cartea Genezei și este pusă în legătură cu Melchisedec, regele Salemului. Un cuvânt, Salem, care înseamnă pace. Prima denumire a cetății era Urusalim sau Ursalim, devenit apoi Ir Shalom la evrei, care înseamnă orașul păcii. Deci apare foarte timpuriu. Regele David cucerește cetatea de la tribul Iebuseilor în jurul anului 1010 înaintea erei creștine, sau 997 am mai văzut, construiește cetatea, mută aici capitala și de atunci va deveni un centru foarte important și administrativ și politic pentru evrei. Și avem acea prima atestare documentară, de fapt, pentru prima dată când este menționat acest oraș. În manuscrisele de la Tele la Marna apare denumirea acestui oraș și acest prim document sau scrisorile de la Marna, da, cum sunt, da, ele de la au rămas Marna, în istorie. Apare acolo pentru prima dată menționat acest oraș milenar și important pentru
evrei, mai târziu devenit foarte important și pentru noi creștinii. Ca deci și în timpul lui David, David, regele pe care îl vedem în, în Biblie, nu? Într-adevăr, în, după 7 ani de domnie, Vechiul Testament, nu? Da, este regele care a purtat foarte multe războaie, cum am spus, pentru a asigura apoi un climat de pace pentru urmașul său, regele Solomon, care el, a domnit tot cam 40 el de ani. El are, deci, capital aici la Ierusalim, așa cum ați spus. Da, aici aduce chivotul legământului, care va fi așezat apoi în templu de la Ierusalim, fiind un obiect foarte venerat de către, de către evrei, în care se păstrau vasul cu mană, hrana pe care o primiseră evreii în pustie pe parcursul celor 40 de ani de călătorie, toiagul lui Aaron, care era simbolul preoției, se știe că Aaron, fratele lui Moise, a fost cel care a fost primul mare preot al evreilor, el și, și fiii săi, și totodată cele două table ale legii care, pe care erau consemnate cele 10 porunci, în care se consemna legea morală, care este valabilă și pentru noi creștini, cele 10 porunci, sigur se știe că și noi trebuie să decalogul. Le respectăm, cele 10 porunci sau decalogul, da. Cam se spune că în această capitală a regatului lui David, în Ierusalim, ar fi fost la vremea domniei sale cam 3-4 mii de locuitori. Sunteți de acord cu această cifră? Pentru că e greu să, să poți aproxima. Într-adevăr. Apoi a mai crescut, sigur, că densitatea populației crește. Odată, de exemplu, la Solomon se spune că au fost 15.000 de locuitori în capitală. Sigur că odată cu construirea de către regele Solomon a templului, templul devenind centrul religios al evreilor și pelerinajul la templul de la Ierusalim era obligatoriu pentru familiile evreiești, desigur că odată cu construirea templului și creșterea în importanță a, a Ierusalimului, a crescut și numărul locuitorilor cetății. Până astăzi, de altfel, Ierusalimul este centrul religios al evreilor, chiar dacă statul Israel modern de astăzi are capitala la Tel Aviv. Da, toți se raportează la acest oraș. Trebuie să știm că evreii și, bineînțeles, locuitorii Ierusalimului nu sunt creștini, nu sunt de religie creștină. Bineînțeles, nu? Sunt mozaici de la legea lui Moise. De aceea spunem și noi că Ierusalimul este orașul celor trei mari religii și acestea sunt... Desigur, în ordinea apariției lor, religia mozaică, religia creștină și religia islamică sau mahomedanismul, în ordinea apariției. Iar locuitorii vorbeau la vremea și a lui Iisus Hristos, vom ajunge la acel moment, vorbeau limba aramaică, de fapt. Limba aramaică, se mai păstrează ceva din acel idiom astăzi, din vorbire? Probabil, ca un fel de dialect. Ar trebui să existe, mai ales că sau anumite cuvinte, în scrierile, între scrierile Noului Testament, Sfântul Evanghelist Matei, adresând Evanghelia sa evreilor, o scrie în limba aramaică. Restul cărților Noului Testament, celelalte 26 de cărți ale Noului Testament, sunt scrise în limba greacă elenistică. Apoi, după David, vine perioada lui Solomon. Așa cum ați spus, regatul lui Solomon, anii 970-931, da, sau aproximativ în acest Shlomo, interval. Cum îi zic evrei. Da, o perioadă de pace. A fost perioada regelui Solomon, cei 40 de ani, în care el a guvernat cu înțelepciune. I s-a spus și cel înțelept și se știe că în cărțile Sfinte Scripturi există cartea Înțelepciunea lui Solomon. Da, pacea, celebru Solomon, pacea în interiorul cetății, dar spuneți-mi, a adus el și o politică diplomatică, o politică externă foarte bine gândită, cu înțelepciune, pentru a nu fi atacat de alte popoare? Într-adevăr, a încheiat alianțe și cu egiptenii și cu toate popoarele aici cu care este arta, da, cu care se învecinau și se spune că oricum și din punct de vedere economic Ierusalimul și Țara Sfântă a prosperat în vremea regelui Solomon. Cărțile regilor din Vechiul Testament abundă de informații privitoare la bogăția de care s-a bucurat acest rege,
dar el a rămas celebru pentru înțelepciune, întrucât la începutul domniei este relatată rugăciunea pe care regele Solomon o face lui Dumnezeu și în care nu cere bogăție, nu cere sufletele vrăjmașilor săi, ci cere înțelepciune tocmai pentru a guverna așa cum trebuie poporul lui Dumnezeu și al duce la prosperitate și bunăstare. Și tocmai pentru, văzându-i această smerenie, văzând că nu a cerut lucruri materiale, lucruri care să fie glorificat, Dumnezeu împlinește cererea și face din regele Solomon un rege foarte înțelept. Da. Deci templul este construit acum în timpul lui Solomon. În timpul lui Solomon, primul templu, o construcție grandioasă. Da, da, bine, bine că spune și să spune și la al doilea templu când va fi, pentru că sunt niște perioade foarte bine știute, perioade în care templul a exercitat o atracție și o fascinație, nu numai asupra evreilor, ci și asupra popoarelor care au stăpânit pe rând Țara Sfântă, astfel încât împrejurările istorice au făcut ca templul să fie distrus și reconstruit de mai multe ori, dar permanent a fost și locul de coeziune a poporului evreu, locul la care se raportau evrei în general. Cum era, domnule profesor, această construcție? Era o construcție grandioasă? Adică la ce să ne gândim? La cum sunt construcțiile egiptene? Sau era chiar foarte... Nu tocmai, era extins într-adevăr, da, era extins, deci. Templul de la Ierusalim avea mai multe curți, curtea neamurilor, curtea preoților, era locul în care se aduceau jertfe și de altfel templul de la Ierusalim producea și foarte mulți bani, era din punct de vedere economic foarte bine situat. În templu se aduceau jertfe, nu? Se cumpărau porumbei, țapi, tauri, toate animalele acestea de jertfe și era o adevărată economie a templului, mai ales în vremea Mântuitorului Iisus Hristos. De altfel, faptul că se ajunsese în această situație l-a determinat și pe Mântuitorul Iisus Hristos să aibă o izbucnire din aceasta când, venind la sărbătoarea Paștilor evreiești, Mântuitorul Iisus Hristos, văzând în templu că se adunaseră, erau zarafi, erau schimbătorii de bani, cei care aduceau animale pentru jertfă, nu? A pus mâna pe bici, i-a dat afară și a zis: casa mea se va numi casă de rugăciune, ați transformat-o în peștere de tâlhari. Deci. Acum, această construcție a lui Solomon a fost reconstituită oarecum, nu? Să se vadă cum arăta ea la vremea aceea. Desigur. Poate mai sunt și anumite planuri și anumite... Da, s-au păstrat, s-au putut reconstitui planurile templului după descrierea biblică. Da. Așa cum s-a putut reconstrui în epoca modernă sau se poate reconstitui și Arca lui Noe sau alte construcții, din care observăm că datele acestea tehnice ale construcțiilor din Vechiul Testament, despre care se relatează în Vechiul Testament, sunt extraordinar de exacte. Deci se poate reconstitui acest... Apoi spuneam de pericolul extern. Într-adevăr, marile puteri au dat de furcă, marile puteri din răsărit au dat de furcă. Da, ei presau permanent frontierile Imperiului, mai ales Imperiul Asirian, care a fost, se știe în istorie, un imperiu deosebit de sângeros. Nu îl interesa atât. Și chiar prin anul 721 chiar au cucerit nordul regatului. Într-adevăr, regatul lui Israel a început să slăbească după regele Solomon, după moartea regelui Solomon, în anul aproximativ 933-931 înainte de Hristos, când regatul s-a împărțit în regatul lui Israel și regatul lui Iuda. Da, au fost condus de Roboam și generalul Ieroboam și, bineînțeles, scindându-se, a fost apoi mai ușor de cucerit Țara Sfântă de către... Da. Și asirienii, și babilonienii, dar în final persanii reușesc și persanii, ne spune dumneavoastră despre Nabucodonosor, nu? Da, în anul 586 are loc invazia, regele Nabucodonosor distruge Ierusalimul, ia o doare de sfinte din păcate, templu, îl bineînțeles, îl distruge și duce populația evreiască într-un exil de 70 de ani. Abia mai târziu. Dar spuneți-mi, e o cucerire politică, nu? De fapt, un fapt politic. Nu neapărat religios. Sau se ține conștient și de acest lucru?
de religia care trebuia impusă sau, mă rog... Se ținea cont, într-adevăr, și de lucrurile acestea. Adică mă gândesc de ce să distrugă templu. Distrugea orașul, dar, mă rog, de ce trebuia să distrugă templul? Templul trebuia distrus pentru că, așa cum am spus, reprezenta centrul vieții religioase a evreilor. Da. Ori... Deci iată că este și un război religios, dacă e să o luăm așa. Bineînțeles, pentru că toate celelalte țări, popoare, care conjurau Țara Sfântă, aveau religii politeiste. Da. Exact, asta am vrut să zic. Și persanii la fel aveau. Da, aveau religii politeiste, ori evreii aveau religia monoteistă, religie care le interzicea închinarea la statui și știm că popoarele politeiste aveau zei reprezentați de, prin statui, fie de metal prețios, de piatră sau de lemn, cărora trebuia să li se aducă jertfe. Ori evreii se delimitau de acestea și se știe, dacă citim în Vechiul Testament, prorocul Daniel și cei trei tineri refuză să aducă astfel de jertfe. Se știe istoria profetului Daniel, care este aruncat în groapa cu lei pentru că nu dorește să aducă jertfe zeilor și nici să mănânce din cele jertfite zeilor. Nabucodonosor ce face acum? De fapt îi duce pe evrei, duce pe evrei în robia babiloniană. Și în locul lor, în Samaria, provincia din centrul Țării Sfinte, aduce locuitori păgâni, că de aceea mai târziu, când au revenit în patrie, evreii au găsit în Samaria o populație amestecată cu care n-au dorit să aibă de-a face. De aceea și Mântuitorul Iisus Hristos uimește pe apostoli, pe Sfinții Apostoli, când discută cu femeia samarineancă la fântâna lui Iacov. Dacă observăm pe harta Țării Sfinte, vedem că dintre provinciile mai mari, Galileea era în partea de nord, Samaria la mijloc și Iudeea în sud. Astfel încât, de exemplu, când un evreu dorea să treacă din Iudeea spre Galileea, ocolea Samaria. Nu doreau să aibă niciun fel de legătură. De altfel, samarinenii aveau propriul lor templu la care se săvârșeau cultul. Mai sunt și acum? Mai sunt printre locuitorii Ierusalimului? Păi probabil. Da, oricum, Ierusalimul este oraș cosmopolit cu foarte multe neamuri. Avem aici nu numai despre Ierusalim, lucrarea lui Alfred Hârloanu, istoria universală a poporului evreu. Da. Una dintre lucrările de care da, și poate și să... menora. Da. Pe, pe coperta. Și pe spate steaua lui David, steagul de fapt al statului Israel. Da. Bun, deci sunt duși acum în Babilon, evreii se vor întoarce după au tânjit permanent după templu, după viața lor religioasă, de altfel o cântare bisericească, extraordinar de cunoscută, ce este specifică tocmai în această perioadă pe care am traversat-o a postului și înainte de postul Sfintelor Paști, este cântarea la râul Babilonului, în care evreii deplâng pierderea cetății sfinte și deportarea lor în Babilon, într-o țară străină, așa, în pământ străin, cum se spune, cântarea respectivă. Deci, cu norocul lor al evreilor este cu regele Cirus, al doilea, care dă un edict care, și, da, și permite evreilor, le permite să revină. Reîntoarcerea în da. Țara Sfântă, în jurul anului 519 și permite reconstruirea templului, exact. Care are loc conducătorul evreilor din perioada aceea era Zorobabel. El este cel care reconstruiește templul și reorganizează viața politică și religioasă a poporului evreu. Și astfel Ierusalimul devine din nou un centru religios, evreiesc și... Într-adevăr, și foarte cunoscut. Da, își reiau funcțiile din administrație, în ceea ce privește viața religioasă, care intră pe un făgaș normal, se reconstruiesc, bineînțeles, și sinagogile și poporul începe din nou să-L laude pe Dumnezeu în deplină libertate. Dumnezeul lor. Apoi ar mai fi alte perioade, dar să ne limităm doar la trecerea lui Alexandru Macedon pe aici, cucerirea Ierusalimului. În anul Alexandru Macedon în drumul lui spre Persia, spre India, Persia, spre Indus. În anul 332 el cucerește Ierusalimul, să spun sursele istorice,
fără luptă, foarte pentru că, da, deși era foarte tânăr, faima lui ajunsese, da, cunoscută în toată lumea, da, și având o armată foarte bine organizată și disciplinată. Era greu să te... Era foarte greu să se opună. Să se opună. Am mai făcut anumite orașe astfel și n-au sfârșit prea bine. Da, bineînțeles. El, de altfel, întotdeauna propunea inițial predarea și doar dacă se refuza acest lucru, organiza armata, da, pentru cucerire. Mai ales, domnule profesor, se știa că totuși are o atitudine nu de distrugere, o atitudine pacifistă și adevărat, de civilizare, de fapt, a tuturor orașelor, da, unde trecea Alexandru Macedon. Se știa că nu voia rău să extermine, cum făcuseră alte stăpâniri. Într-adevăr, dorea civilizarea acestor populații și dorea de asemenea să impună și cultura elenistică în teritoriile cucerite de Alexandru Macedon. De altfel, tot datorită faimei de care s-a bucurat și anumite orașe i-au luat numele. Da. Și noi avem în țară orașul Alexandria. Da. Din păcate, pentru ei, pentru aceste orașe stăpânite de Alexandru Macedon, după moartea lui în Babilon, începe de fapt o luptă între succesorii și generalii, de fapt, generalii lui Alexandru Macedon, nu? Într-adevăr. Și de aceea așa a luat naștere dinastia Ptolemeilor. Da. Ei și-au împărțit, și, practic, generalii aceste, da, regiuni ale imperiului de influență. Și asta a dus la, de și, fapt, la, de... bineînțeles, la dizolvarea acestor state. Dar rămâne ceva. Care i-a unificat. Rămâne ceva, rămâne cultura și civilizația, da, grecească, elenistică, cum a fost anumită. Deși pentru evrei a fost o perioadă dificilă după aceasta, pentru că, de exemplu, mai târziu, regele Antioh al IV-lea Epifanes încearcă să impună idolatria în Țara Sfântă și astfel are loc răscoala Macabeilor, cunoscută, da, și descrisă în Sfânta Scriptură, deși cărțile Macabeilor sunt trecute în rândul celor necanonice. Sunt consemnate în Biblia creștină, ortodoxă, dar sunt necanonice. De altfel, a prilejuit stăpânirea acestui rege, Antioh al IV-lea Epifanes, a prilejuit și martiriul multora dintre evrei care au refuzat să se închine zeilor și și-au sfârșit viața prin martiriu. Deci, da, închinându-și viața și sfârșitul lui Dumnezeu. Așa cum spuneați, Ptolemeu ocupă unul din generalii, dintre generalii lui Alexandru Macedon, ocupă Ierusalimul la anul 320. Apoi un rege seleucid, l-ați numit dumneavoastră pe Antioh al IV-lea, da, profanează din nou, cucerește orașul și profanează templul. Din nou templul, într-adevăr, da, și îi răpește tot la fel odoarele, cum a făcut și înainte regele Nabucodonosor. Spuneți de această revoltă, ce s-a întâmplat în anul 167? Are loc revolta fraților Macabei în anul 167 și... Dar de fapt de ce se ridicaseră? Împotriva pentru că acești regi doreau să impună idolatria. Adică politeismul elen. Într-adevăr. Elen. Într-adevăr. Elen. Adică cu toate zeitățile. Într-adevăr, acești vreau să impună aceste zeități. Ceea ce nu făcuse Alexandru Macedon, vedeți? Nu făcuse, era mai tolerant. Da, era tolerant, da, din punctul, da, ăsta de vedere. Sigur că îi lăsase pe ei cu limba lor, cu religia lor, da, cu obiceiurile lor, de ce nu? L-au interesat cuceririle doar pe Alexandru Macedon și era destul de tolerant în ceea ce privește viața, da, religioasă. Da, pentru că se gândea că astea veneau firesc dacă ei, da, vreau să... De fapt, și romanii, da, au făcut la fel la început, lăsau și divinitățile. Sigur, celor care îi cucereau. Doar cu condiția ca popoarele să accepte cultul acesta al împăratului sau să nu se ridice împotriva religiei romane în general. Îi lăsau să-și practice religia în mod liber. Îi interesau doar colectarea impozitelor și cam atât pe romani. Deci avem acum o dinastie pentru care a reușit, nu? Da. Un succes al Hasmoneilor. Hasmoneilor dinastie. Alexandru Ianeu conduce Țara Sfântă, apoi după Alexandra. Legile și regulile lor. Da, bineînțeles, a fost un stat condus în vremea aceea după legile ebraice, legile religioase în special.
Apoi a venit altă dinastie a antipatrizilor. Într-adevăr, și aceasta care s-a sfârșit în anul 63 când generalul Pompei cucerește Țara Sfântă și o supune autorităților de la Roma. Asta se întâmplă în anul 63. În anul 63, înainte de Hristos, într-adevăr. Da. Dar din această dinastie se ridică un rege care va cuceri și, până la urmă, și Ierusalim. Este vorba despre Irod Idumeu, cel mare, nu? Da, sigur, acest rege a avut o domnie îndelungată din anul 40 înaintea erei creștine până în 37 își consolidează puterea și conduce ca rege asociat, Rex Socius, apare în documentele romane. Ne aflăm în perioada domniei lui Augustus, pe care el a știut să-l cultive pe toată perioada domniei, să nu atragă bănuiele asupra sa. Era, cum am mai spuneam și cu alte ocazii când am mai fost invitat, a fost un rege crud, aspru într-adevăr, dar a avut și ca părți bune, să zicem, faptul că a fost un excelent organizator, administrator și arhitect. Atunci, el este cel care, de altfel, construiește templul de la Ierusalim, iată. Despre care Iisus le spune, din vremea lui Hristos, despre care Iisus Hristos, așa cum spuneați mai înainte, le spune apostolilor lui: adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Da, Mântuitorul Iisus Hristos prezice distrugerea templului, care se va petrece la 40 de ani după răstignirea, moartea și învierea lui. Templul construit de Irod cel Mare era într-adevăr splendid. Se spune că acoperișul era poleit cu aur și erau chiar țepi pe toată suprafața acoperișului pentru a nu se așeza nicio pasăre măcar pe acel templu. Și templu a exercitat o fascinație deosebită și asupra lui Hristos și a Sfinților Apostoli, că Mântuitorul face această prorocie în următorul context. Se afla cu apostolii pe o colină din care avea o vizibilitate extraordinară asupra templului și apostolii mirați au spus: iată, învățătorule, ce templu frumos și ce clădiri. Și atunci Mântuitorul zice: adevărat vă spun vouă că nu va trece mult și nu veți vedea aici piatră peste piatră. Și într-adevăr, la 40 de ani de la învierea și înălțarea Mântuitorului la ceruri, generalul Vespasian vine să înăbușe revolta de la Ierusalim în anii 66-70. În decembrie anul 69 Vespasian este aclamat împărat și chemat la Roma, iar fiul său Titus, care îi va și urma apoi la tron, distruge Ierusalimul pe 9 august anul 70, deja al erei creștine. Da, au venit cu armate, nu văzuseră locuitorii Ierusalimului o așa armată de mare, cam 5 legiuni plus cavalerie, plus alte trupe auxiliare, erau, se spune, aproximativ 80.000 de militari. Într-adevăr, bine, sigur, și revolta aceasta a evreilor a fost ceva fără precedent, nici romanii nu s-așteptau și să dureze atâta, 4 ani este destul de mult în condiții de război. Da. Și oricum evreii nu au renunțat ușor. Se știe că ultima fortăreață, Masada, a fost distrusă în anul 73. Deci atât la 3 ani după ce se distrusese templul de la Ierusalim. Da, și ce am vrut să spun, că într-adevăr acum Titus distruge templul lui Irod, îl jefuiește, îl incendiază. Despre această clădire, învățații iudaismului din Antichitate spuneau așa, citez: cine nu a văzut clădirea lui Irod, nu a văzut o clădire frumoasă în viața lui. Într-adevăr. Deci ne dăm seama cât de mult... A fost Ierusalimul mult extins și templul era extraordinar de bine construit. S-a construit și pe o perioadă foarte îndelungată, 46 de ani, iată, că de-aia Mântuitorul Iisus Hristos, când spune: dărâmați acest templu și în 3 zile vor ridica, evreii rămân mirați știind în cât timp s-a construit, deși el se referea la templul trupului său. Deci această distrugere este după învierea
după învierea Mântuitorului Iisus Hristos, la 40 de ani după... La 14 înviere, Nisan, spuneați, sau... 14 Nisan, nu, 9 august după data 70, lor. După data lor, după calendarul, da, da, după calendarul lor. Lor. Atunci când, de fapt... La 14 Nisan s-a produs învierea, da, învierea Iisus învierea. Hristos. Atunci este... când evreii sărbătoreau, deja aveau sărbătoarea aceasta... Pesach, da. Se știe, pentru că lumea, aici ați putea să explicați puțin, da. Pentru că lumea crede că Paștele, asta înseamnă de fapt crucificarea și învierea lui Iisus Hristos, dar de pentru fapt noi creștini, pentru noi creștini are această semnificație. Dar ei deja sărbătoreau dar Pesach, care înseamnă ne trecere, referim, nu? Sărbătoarea Paștilor la evrei are desigur altă semnificație, ei sărbătoresc Paștele, trecerea, asta înseamnă. Și o sărbătoreau chiar atunci când a fost Mântuitorul Iisus Hristos. Sacrificau mielul, da, sacrificau mielul, pentru că aici este. Da, în amintirea eliberării din robia egipteană. Iar Domnul Iisus Hristos se sacrifică acum ca un miel, de fapt, ca un miel al Domnului. De aceea este și... simbolic se vorbește în Sfânta Scriptură, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii, Mântuitorul Iisus Hristos, ca un miel de junghiere s-a adus, așa cum prorocise înainte. Deci o pildă pentru ei chiar atunci, pentru locuitorii Ierusalimului, să înțeleagă ce e de fapt acest sacrificiu. Într-adevăr. Ca o pildă. Da, pentru că profetul Isaia, în capitolul 53 al cărții sale, descrie patimile și răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos, dacă citim în Vechiul Testament, capitolul 53 al cărții profetului Isaia. Apoi spuneați dumneavoastră că în anul 73 cade cetatea Masada, și apoi putem să mai vorbim în anii 132-135 izbucnește un anume revoltă, da, condusă de Bar Kokhba, fiul stelei, se spunea, pe care îl considerau Mesia, pentru că evreii nu l-au recunoscut pe Hristos ca Mesia. L-au considerat, pentru că nu s-a luptat pentru ei, pentru eliberarea lor. Mai spuneam și cu alte ocazii că ei așteptau un Mesia politic, un eliberator din robia și romană. Și cred acum că acest Bar Kokhba este Mesia. Da, așa îl considerau. Au fost multe distrugeri atunci și lupte crâncene, la capătul cărora acest pretins Mesia este reținut și executat. Conducea Imperiul Roman atunci fiul împăratului Traian, Hadrian, care a luat decizia, după înăbușirea acestei revolte, să distrugă Ierusalimul, a distrus templul și tot Ierusalimul, a ras practic orașul de pe fața pământului și a arat locul lui cu plugurile, dar a construit în locul lui un nou oraș pe care l-a numit după numele său Elia Capitolina. El se numea Marcus Elius Hadrianus și atunci a dat această denumire orașului nou construit. Dar de o denumire care nu, până la urmă, nu a rezistat în timp. Nu s-a impus, deoarece la scurt timp însuși Hadrian și-a sfârșit domnia, a fost urmat de alți împărați, de Antonin Piosul, Marco Aureliu și ceilalți care au și dezlănțuit, au continuat, de fapt, persecutarea creștinilor. Deci asta făcea și Hadrian, ca și alți împărați, distrugeau tot și a distrus tot și de fapt a reconstruit. Ceva au rămas din vechile clădiri, din zidul de apărare, vom vorbi și despre aceasta. Apoi să spunem că vine o perioadă, perioada bizantină. Într-adevăr, după, mai ales după eliberarea, după emiterea actului de edictului de toleranță de la Milano în anul 313, prin care împăratul Constantin cel Mare pune capăt persecuțiilor împotriva creștinilor, sigur o nouă izbucnire a persecuțiilor are loc în anul 320, chiar după 313, când cumnatul său Liciniu dorește sau insistă pentru reinstaurarea păgânismului. Și împăratul Constantin cel Mare, după edict, a început să-i favorizeze pe creștini și să construiască biserici la locurile sfinte, locurile legate de persoana Mântuitorului Iisus Hristos. El este cel care face și, sau din porunca sa, se fac săpături la Ierusalim, în cetatea aceasta, în anul 326 până în 335, construiește Biserica Sfântului Mormânt, care este cunoscută și astăzi ca loc sacru pentru noi creștini și vizitată anual de mii de pelerini. Pentru că ați amintit de acest an 326, trebuie să spunem că este anul în care și Elena
Da, împărăteasa Elena, mama vizitează Ierusalimul, este impresionată de ce găsește acolo și îl impulsionează pe fiul ei să întreprindă acolo săpături arheologice. Se descoperă atunci și Sfânta Cruce pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos, că de aceea și în iconografia bizantină, Sfinții Împărați Constantin și Elena sunt reprezentanți de-a stânga și de-a dreapta Sfintei Cruci, pentru că prin asta a rămas în istoria creștină mama împăratului Constantin cel Mare, prin descoperirea crucii pe care a fost răstignit. Și instituie, domnule profesor, noi așa trebuie să spuneți dacă e adevărat, instituie și un cult, de fapt, pentru celebrare și comemorarea lui Iisus Hristos. Într-adevăr, în anul 335 aduce crucea la Constantinopol, pentru că deja fusese mutată capitala la Constantinopol, oraș nou construit de el pe malul Bosforului și inaugurat în 330, deci cu puțini ani înainte, și înalță crucea pentru a fi venerată de către popor în ziua de 14 septembrie 335, de aceea de atunci a rămas prăznuirea Sfintei Cruci sau ziua Sfintei Cruci, cum este cunoscută la noi la creștini, sărbătorită pe 14 septembrie în fiecare an. Apoi știți foarte bine că bizantinii pierd acest oraș în anul 614, atunci când de fapt urmează și o distrugere a tuturor bisericilor din Ierusalim. Într-adevăr. Îl recapătă abia mai târziu, în 629. Da, în 629 musulmanii sunt cei care cuceresc de mai multe ori Țara Sfântă și îi fac pe creștini să inițieze acele expediții cruciate care și-au propus inițial ca scop eliberarea locurilor sfinte de sub stăpânirea aceasta musulmană, care începe să se impună începând din secolul al VII-lea. Și chiar în 638 vor cuceri după 6 ani după moartea lui Mahomed, sigur, califul Omar, da, întâi, reușește întâi, să cucerească. Perșii au cucerit în 614, am spus despre perși. Apoi, acum venim la perioada musulmană. Suntem la perioada musulmană. Nu mai putea controla nici Imperiul Bizantin în această parte. De fapt, până la urmă, ei n-au mai controlat nici măcar Constantinopolul, care la 1453 a fost cucerit, nu? Într-adevăr, numai ultimul... Au pierdut foarte multe. Rămăsese doar capitala. Ultimul care despre care putem să spunem că stăpânea vechiul Imperiu Roman a fost Iustinian cel Mare. Însă în secolul al VI-lea, deja spre 1453, se restrânsese foarte mult teritoriul asupra căruia Imperiul Bizantin mai avea control. De aceea, fiind atât de slăbit, a fost și ușor de cucerit apoi de către Mahomed al II-lea. Ca să vezi cum este istoria ciclică, avem o dată 1010. O dată care am mai avut-o și 1010 înainte de Hristos. Puneați de David, nu? Da, atunci când... Acum avem o dată de 1010 după Hristos, când musulmanii, califul acesta, Hakim, ordonă distrugerea tuturor sinagogilor, al bisericilor. Într-adevăr, chiar spuneam săptămâna trecută despre faptul că arta islamică nu permitea nicio reprezentare umană și atunci ei... iconografia bizantină fiind extraordinar de prezentă în bisericile creștine, ei au distrus aceste biserici, înlocuindu-le, sigur, cu moschei musulmani. Au dorit să distrugă însă civilizația aceasta creștină și să o înlocuiască cu aceea a lor, cu arta islamică în general. Papa și seniorii și, mă rog, regii și prinții Europei apusene, în mândria lor și în dorința de a elibera locurile sfinte, și-ar căpăta ordinele călugărești și săraci și bogații, organizează mai multe cruciade, mai multe războaie sfinte în aceste epoca teritorii. Epoca aceasta a cruciadelor începe spre sfârșitul secolului XI, 1095, are loc Conciliul de la Clermont, în care Papa Urban al II-lea face un apel către țările creștine pentru pornirea expedițiilor cruciate, având ca scop eliberarea țării sfinte și a locurilor sfinte de sub influența musulmană. Și în anul următor, 1096, deja trimite primele detașamente
cruciată în Țara 1099 Sfântă. Acest Godefroy de Bouillon, da, producerea unui cavaler francez. Au succes la un moment dat, probabil, da, dar au și 15 iulie 1099 își face intrarea triumfală, da, în Ierusalim acest. Au și transformat aceste războaie sfinte în, până la urmă, în campanii de jaf. Și nu numai, da, împotriva musulmanilor, ci și a tuturor creștinilor, pe unde treceau, nu? Sigur. S-au dedat și la acte de canibalism. Da, da, dar a fost totodată și o epoca aceasta a cruciadelor, o perioadă în care o perioadă care a prilejuit un contact nemijlocit între Orient și Occident și de cunoaștere reciprocă, da, pentru că nici cavalerii occidentali nu cunoșteau ce anume vor găsi în Țara Sfântă. Toți, sigur, erau animați de sentiment, de dorința aceasta de a elibera locurile sfinte, promițându-li se împărăția cerească. Au găsit acolo, sigur, o altă civilizație, un alt mod de a privi viața și aceasta a fost aspectul benefic al cel mai mare succes, cred că a fost acesta, că Balduin I devine regele Ierusalimului. Da. Iată, acum orașul sfânt eliberat. Da, și atunci sigur că de păgânii s-au reconstruit bisericile și viața și-a reluat cursul ei firesc, pelerinii închinându-se în continuare locurilor sfinte legate de viața și activitatea Mântuitorului. Cum spuneam, domnule profesor, succesul lor a fost de scurtă durată, pentru că acest general, acest bun strateg, o căpetenie de oști, Saladin, este cel care îl va recuceri. Recuceri, da. Deja, sigur, la scara istoriei nu trecuse foarte mult, dar a fost în 1071-1093 parcă domnia lui acestui Saladin, el profitând de slăbiciunea puterilor creștine și a certurilor interminabile dintre puterile creștine care aveau interese în Țara Sfântă, cucerește, sigur, sprijinit de musulmanii cu care se învecina Țara Sfântă, cucerește Ierusalimul, impunând acolo din nou legea islamică și devenind din momentul acela și pentru musulmani Ierusalimul un centru religios important, alături de Mecca și Medina. Cruciadele acestea, războaiele acestea sfinte, dau și un elan așa cavaleresc, romantic, toți cavalerii mergeau într-adevăr, doreau o cauză nobilă, da, de eliberarea pământurilor sfinte. Într-adevăr, deși urmăreau și alte scopuri, și îmbogățirea, li se păstrau proprietățile în țările de origine, erau protejate familiile lor, pentru că toate aceste expediții aveau un preț oarecare și atunci, plus iertarea păcatelor care li se promitea în vremea aceea, pentru că se presupunea că... Era tentantă oferta. Da, într-adevăr. Bine, sigur, se și renunțau la multe, deci cavalerii care se înrolau în oștile cruciate, renunțau la mult, la familii, la avere, aveau castele. Ani de zile departe de casă, poate nici nu se mai întorceau, nu? Da, păi unii, bineînțeles că... Așa cum s-a întâmplat cu cavalerii templieri, nu? Până la urma urmei, că ei erau cei care păzeau templul. Da. Și tot în această notă a romantismului și a acesta cavaleresc, îl putem include și pe Richard Inimă de Leu. Da. Bravul rege. Într-adevăr, englez, care își pierduse pentru asta, își pierduse tronul, nu? Da, bineînțeles. Deci el îl putem plasa la anul 1192, reușește să reia... 1899-92 are loc. Să reia chiar în acest an, să recucerească Ierusalimul, pentru scurtă vreme, da. Da. Apoi, după această perioadă, putem vorbi și de o perioadă a mamelucilor. Perioada aceasta... Da, într-adevăr, că se separă cele două puteri din lumea islamică, turcii selgiucizi și turcii mameluci. Aceștia se instalează în Este o perioadă de destul de mare, de 300 de ani, nu? Cam trei veacuri în perioada aceasta. Ierusalimul a fost sub stăpânirea totală a musulmanilor. Da, spuneți, mamelucii aceștia erau musulmani, deci, nu? Da, într-adevăr. Da. Erau tot din ramura islamică. Apoi sigur că se întinde puterea Marelui Imperiu Otoman.
Da, într-adevăr. Și asupra Ierusalimului, da. Pentru că Selim întâi din cucerește... Bine, sigur, așa cum se știe, din 1284, în 1284 începe să guverneze dinastia otomană prin Osman I, că de aceea li se mai zicea și Osmanului turcilor. Care... Dar nu dețineau Ierusalimul, da, da, să spunem. Atunci nu. Deci abia Selim I la 1517 reușește din mâna mamelucilor să cucerească Ierusalimul. Țara Sfântă. De altfel și-a și propus acest lucru. A avut o domnie relativ scurtă, 1512-1520, dar s-a concentrat pe partea aceasta orientală să cucerească, deci a avut războaie cu Persia și a cucerit El este tatăl Suleiman Magnificul. Într-adevăr, de în vremea căruia Imperiul Otoman atinge maxima întindere și ca și cuceriri și sigur și maxima înflorire a avut. Iar Suleiman Magnificul ce face în Ierusalim? Odată instalată acolo puterea otomană de către tatăl său, consolidează zidurile, nu? Da, într-adevăr, ale cetății, pentru că dorea să o protejeze de eventuali invadatori. Puterea lui a avut o domnie extraordinar de îndelungată pentru acea perioadă, din 1520 până în 1566, sultanul Suleiman Magnificul, într-adevăr. Da. Se mai păstrează din, nu, ce se spune din acest zid, zidul vechiului oraș, de partea de vest, nu? Da, într-adevăr, pentru că și astăzi Ierusalimul este împărțit în orașul vechi și orașul nou. Da. Și orașul vechi cuprinde multe dintre vestigiile și din perioada stăpânirii musulmane, ca și din perioada stăpânirii creștine. Sunt foarte mulți, domnule profesor, când încheind emisiunea noastră, sigur, mai erau de spus multe și perioada britanică și venind în sigur, modernitate modernă, și perioada Israelului, că practic... Da. Dar sunt foarte mulți pelerini, nu, care vin anual în... Unde vin cei mai mulți? La Zidul Plângerii, acolo? Zidul cum Plângeri, se împart ei între cele trei religii? Da. Sigur, așa cum este normal, populația majoritară este cea evreiască și pentru ei este important Zidul Plângerii. Vizitat de foarte mulți din toată lumea, că altfel evrei sunt foarte mulți în întreaga lume. Apoi, Zidul Plângerii este deci pentru religia mozaică foarte important. Pentru noi creștini sunt mai multe locuri pe care le putem vizita sau se pot vizita în Țara Sfântă, orașe care au avut legătură cu Mântuitorul Iisus Hristos, Ierusalimul ca centru al vieții creștine, pentru că acolo și-a desfășurat activitatea Mântuitorului Iisus Hristos, acolo a avut o crăstignire, acolo putem vizita Biserica Sfântului Mormânt, ca și alte orașe din Țara Sfântă, Betleemul, Nazaretul, deși sunt și perioade în care se desfășoară conflicte acolo și poate fi riscant, deși statul Israel asigură protecția pelerinilor. Cu toate astea, cred că un creștin în viața lui, ca și un musulman care e obligat să facă măcar o dată în viața lui un pelerinaj la Mecca, cred că așa și creștinii, chiar dacă e o zonă mai periculoasă. Da, de altfel, preoții noștri îndeamnă pe credincioși, dacă au ocazia și pot ajunge vreodată în Țara Sfântă, să nu rateze o astfel de șanse de a vizita locurile pe unde și-a purtat pașii Mântuitorului Iisus. Iar lumina sfântă cu tehnica modernă și cu din ziua de astăzi reușește să aducă măcar lumina sfântă de la Ierusalim și la Râmnicu Vâlcea, a fost la Arhiepiscopia, a fost adusă și la Patriarhie. Sigur că este o minune care se petrece în zilele noastre. Chiar e o minune și cum se aprinde sfântă acolo. Poate veți veni într-o altă emisiune să ne spuneți cum se aprinde instantaneu acea flacără la mormântul sfânt. Locul unde, de fapt, se spune că a fost locul pe care a fost mormântul Domnului, că biserica Sfântului Mormânt s-a construit în jurul acelei grote în care a fost... Domnule profesor Ovidiu Săraru, vă mulțumim, ne luăm la revedere de la dumneavoastră și de la telespectatori și vă spunem încă o dată Hristos a înviat și la mulți ani. Hristos a înviat.